Președintele României, Claus Iohannis, a ajuns încă de ieri la Londra pentru a lua parte la încoronarea regelui Charles al III-lea. Administrația prezidențială a postat o fotografie a președintelui împreună cu Carmen Iohannis. Președintele României li se va alătura altor aproximativ 100 de șefi de stat și de guvern care vor fi prezenți la ceremonia de încoronare de la Westminster Abbey. La Londra au ajuns și principele Radu și principesa Margareta. Custodele coroanei are o legătură strânsă cu regele Charles, cu care a și copilărit. Și prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, se află la Londra și s-a fotografiat alături de prima doamnă a Americii, Jill Biden, și de prințesa de Wales, Kate Middleton.